Bine v-am regăsit! Există unele ipoteze despre univers, despre ceea ce numim realitate fizică, atât de ciudate, încât e aproape imposibil de crezut că nu putem dovedi că sunt false. Despre astfel de ipoteză vreau să vă vorbesc azi. Este vorba despre ipoteza că trăim într-o lume simulată, într-o lume virtuală, creată de un calculator, un supercalculator după standardele noastre. Dar întâi, trebuie să înțelegem că există mai multe feluri în care realitatea poate fi simulată. Vă prezint trei. Prima, creierele noastre există, nu sunt simulate, dar sunt complet izolate de adevărata realitate. Și în loc să primească semnale electrice de la organele de simț, de la ochi, de la urechi, de la nas, de la gură și așa mai departe, primesc semnale electrice produse de un calculator. Adică vin niște cabluri la ele. Iar aceste semnale, prelucrate de creier, produc ceea ce numim realitate subiectivă. Adică lumină, culori, gusturi, forme, copaci, munți, oameni, stele, sunete, muzică, mirosuri și așa mai departe, tot ceea ce formează un ansamblu pe care îl numim realitate subiectivă. Vi se pare cunoscut ceea ce am spus? Probabil, pentru că este cam același lucru cu ideea de la care pleacă filmul Matrix. A doua modalitate ar fi aceea că ceea ce numim realitate fizică, lumea din afara conștiinței noastre, există, are o existență materială și este alcătuită din câmpuri fundamentale ale căror excitații ne apar nouă ca particule, așa cum arată teoria cuantică a câmpurilor. Deci, universul are o existență reală, dar este artificial. Adică, este creat și probabil controlat de o civilizație incomparabil superioară tehnologic nouă. Deci, universul ar fi în acest caz o construcție materială, dar artificială, o lume cu anumite legi pe care noi le numim legile naturii și poate că aceste legi sunt într-o oarecare măsură diferite de legile fizice care guvernează lumea celor care au realizat-o pe a noastră. Care ar fi scopul? Se pot face multe ipoteze, de pildă cei care au creat acest univers pot să vadă ce fel de ființe se dezvoltă pe baza unui anumit set de legi. Legi care, pentru noi, repet, sunt legile naturii. Dar în materialul de azi mă voi referi la o a treia variantă de simulare, de fapt la cea despre care se vorbește cel mai mult. În această ipoteză, ceea ce numim realitate fizică nu este decât informație. Deci universul în care trăim nu are o existență materială, fizică, este doar o creație virtuală, așa cum sunt lumile virtuale în care se desfășoară jocurile pe calculatoarele noastre. Și deoarece corpurile și creierele noastre fac parte din această lume virtuală, nu sunt nici ele decât informație, adică n-au decât o existență virtuală. Universul nostru ar fi în acest caz doar o simulare pe un supercalculator, în principiu ca simulările pe care le facem noi pe calculatoarele noastre pentru tot felul de fenomene, dar evident o simulare incomparabil mai complexă și mai detaliată. Însă, dacă lumea în care trăim și noi suntem virtuali, apare o problemă legată de ceea ce numim conștiință. Problema poate fi formulată printr-o întrebare. Pot exista conștiințe virtuale? Sau, cu alte cuvinte, se poate simula o conștiință? Sper că n-așteptați de la mine răspunsul la asemenea întrebare. Nu știe nimeni răspunsul, în primul rând pentru că nu știm ce este conștiința. Dar, și cred eu, aici este partea cea mai interesantă legată de ipoteza universului virtual, această ipoteză nu cade nici dacă răspunsul la această întrebare este nu. Adică nu se poate simula o conștiință, nu există conștiință virtuală. Și asta
Pentru că, după cum veți vedea, tocmai ipoteza că lumea noastră ar fi virtuală ne-ar putea da răspunsul la întrebarea ce este conștiința. Acum, probabil, unii vă gândiți că pierdem vremea vorbind despre o ipoteză care nu se bazează pe nimic. Dar vă voi demonstra că se pot aduce argumente foarte interesante și pertinente în favoarea ipotezei că trăim într-o lume virtuală, o lume simulată pe un calculator. Vă prezint în continuare 5 astfel de argumente. Primul argument. Foarte mulți fizicieni și filozofi au fost și sunt în continuare unii intrigați de faptul că putem descrie legile naturii prin matematică. Și într-adevăr, dacă ne gândim un pic, acest lucru este foarte ciudat. Să vedem de ce. Matematica este greu de definit, ea poate însemna multe lucruri și este în același timp o știință, un limbaj, o metodă de a descrie idei, relații și așa mai departe. Dar, oricum o definim, este o arie a cunoașterii umane foarte abstractă, de fapt cea mai abstractă. Tot ceea ce face obiectul de studiu al matematicii este abstract. Matematica este în sine o abstractizare dusă până la capăt, dacă există un capăt. Și atunci, nu este ciudat că putem descrie ceea ce numim realitate, adică concretul, lumea fizică, prin cea mai abstractă formă a cunoașterii umane. Matematica se ocupă, așa cum am spus, de numere, forme, relații, operații cu numere și forme. Ce legătură au toate aceste abstractizări cu realitatea fizică? Dar, dacă acceptăm ideea că realitatea fizică este de fapt o lume virtuală, atunci e ușor de înțeles de ce o putem descrie prin matematică. Deoarece o lume virtuală, fiind produsul unui program rulat pe un calculator, are la bază matematica. Este creată cu ajutorul matematicii, cu ajutorul calculelor. Dacă universul nostru este virtual, informația care stă la baza lumii noastre virtuale este structurată și prelucrată matematic, așa cum se întâmplă în orice calculator. Al doilea argument este faptul că există o viteză limită, o viteză maximă în universul nostru, viteza luminii în vid. Am vorbit despre viteza luminii într-o serie de videoclipuri cu același nume din playlistul 5 minute despre. Găsiți linkul spre această serie în descriere. Gândiți-vă la un joc pe calculator în care avem o lume virtuală prin care ne putem deplasa în două dimensiuni, în planul definit de suprafața monitorului, de ecranul pe care observăm jocul. Puterea de calcul limitată nu permite deplasarea prin lumea respectivă cu orice viteză. Atunci când vrem să ieșim din ecran ca să vedem altă parte a lumii virtuale, calculatorul trebuie să pregătească întâi reprezentarea vizuală a acelei părți a lumii virtuale și pentru asta are nevoie de timp. Așa că nu ne putem deplasa prin această lume virtuală cu orice viteză. Poate că același lucru se întâmplă în lumea noastră. Nu ne putem deplasa cu orice viteză prin ea, deoarece până și un supercalculator care poate să ruleze o simulare a unui întreg univers are o putere limitată de calcul. De aceea, când un obiect își schimbă locul în această simulare, supercalculatorul are nevoie de timp ca să pregătească reprezentarea tridimensională în timp și spațiu a locului în care, spre care se deplasează obiectul. Al treilea argument este dovedit experimental și am vorbit despre asta în videoclipul Sfârșitul realității, că particulele elementare, particulele cuantice, cele care stau la baza realității fizice, nu au proprietăți până când nu interacționăm cu ele. Sau până când interacționează între ele. Deci proprietățile particulelor elementare
cum ar fi energia și impulsul, nu sunt intrinseci, nu aparțin particulelor, ci mai degrabă interacțiunilor care au loc. Ei bine, același lucru se întâmplă în cazul unei simulări interactive, cum ar fi un joc pe calculator. Ceea ce se întâmplă pe o anumită porțiune a ecranului depinde de ceea ce se întâmplă în zonele vecine. Există niște algoritmi. Și mai depinde de felul în care interacționăm cu programul care produce simularea. Nu se întâmplă același lucru de fiecare dată când jucăm. Ceea ce se întâmplă depinde, repet, de interacțiunile dintre relațiile din program și dintre noi și program. Există baze de date, evident, dar ce se întâmplă cu datele respective depinde de tot felul de interacțiuni dintre noi și program. Pe scurt, o simulare interactivă nu este o poveste scrisă dinainte, este o poveste care se autoscrie pe baza unor interacțiuni. Al patrulea argument pe care vreau să vi-l prezint este cel legat de dezvoltarea tot mai rapidă a calculatoarelor și, în consecință, a simulărilor și jocurilor pe care le pot rula. În 1983, acum 40 de ani, jocurile pe calculator arătau cam așa. Azi, după doar 40 de ani, arată cel puțin așa. Spun cel puțin pentru că știți foarte bine că există console care pot rula jocuri la rezoluție 8K. Mai mult, există căști de realitate virtuală care oferă senzația de 3D la înaltă rezoluție. Mai mult, se lucrează deja la căști care vor reda și senzația de miros și alte dezvoltări ale realității virtuale. Și dacă în doar 40 de ani a fost făcut acest progres, cum vor arăta realitățile virtuale peste încă 40 de ani? Ne putem măcar imagina, dar peste 400 de ani nici măcar nu ne putem imagina. Dar dacă o civilizație reușește să nu se autodistrugă mii de ani după ce a atins nivelul nostru tehnologic, în acest caz, putem fi absolut siguri că până la urmă vor exista realități virtuale care nu vor putea fi deosebite prin nimic de realitatea pe care o numim realitate fizică. Și acum, ultimul argument. El este legat de conștiință. V-am promis că vă voi arăta cum ipoteza simulării poate da un răspuns problemei conștiinței. Dacă realitatea în care trăim este virtuală, poate că ceea ce numim conștiință este rezultatul faptului că prin noi, adică prin ființele simulate în această lume virtuală, cei care au creat simularea iau cunoștință de ceea ce se întâmplă în această lume. Ei văd, aud, simt mirosuri, gusturi, au senzații tactile și toate celelalte printr-o conexiune cu noi. Iar această conexiune se manifestă pentru noi sub forma a ceea ce numim conștiință. Adică, ceea ce numim conștiință nu face parte din această simulare, ci vine din lumea adevărată, din universul în care trăiesc ființele care au creat lumea noastră virtuală. Și poate că nu înțelegem ce este conștiința, tocmai pentru că ea nu face parte din lumea noastră, nu face parte din simulare și nu se supune legilor acestei lumi simulate, ci este modul în care se manifestă legătura dintre noi și cei care urmăresc simularea. Sau jocul. Ați văzut că de multe ori am vorbit despre jocuri. Poate că simularea din care facem parte este un joc. Și fiecare suntem un avatar controlat sau cel puțin observat de cineva din lumea adevărată.
Dacă vi se pare că acest joc durează cam mult, atunci vă rog să vă amintiți că timpul este relativ și poate că ceea ce pentru noi reprezintă un an, pentru cei care joacă sau observă acest joc, este echivalentul perioadei pe care noi o numim minut. Sper că v-am convins că se pot aduce argumente și mai sunt și altele foarte interesante pentru ipoteza că trăim într-o simulare, o realitate virtuală. Dar, atenție, un argument nu este o dovadă. Deocamdată nu cunoaștem nicio metodă prin care am putea dovedi dacă ipoteza simulării este adevărată. Mai mult decât atât, ipoteza universului simulat nu este o ipoteză științifică dintr-un motiv foarte interesant. Pentru ca o ipoteză să fie științifică, trebuie să existe experimente, observații, măsurători care să poată dovedi că ipoteza este corectă. Și așa cum am spus, deocamdată nu știm să existe așa ceva în cazul ipotezei simulării, însă poate că în viitor vom identifica și vom face experimente care să ne arate dacă ipoteza este corectă. Dar, pentru ca o ipoteză să fie științifică, mai trebuie ceva. Ea trebuie să poată fi infirmată prin experimente, observații și măsurători. Adică trebuie să aibă proprietatea de infirmabilitate. Filozoful științei Karl Popper a arătat că o condiție fundamentală a cercetării științifice este respectarea teoriei falsificării. Dacă nu putem găsi pentru o ipoteză nicio metodă prin care să dovedim că e falsă, atunci ipoteza respectivă nu are un caracter științific. Și aici apare problema legată de ipoteza simulării. Dacă cei care controlează simularea nu vor să aflăm că trăim într-o simulare, ei pot să facă în așa fel încât rezultatul oricărui experiment pe care îl facem să fie unul care să nu arate că trăim într-o simulare. Pe scurt, fiind în control, ei pot ascunde întotdeauna faptul că realitatea noastră este simulată. În concluzie, se pare că suntem în situația în care oricâte argumente aducem pentru ipoteza simulării și oricâte experimente vom face pentru a afla adevărul, nu îl vom putea afla niciodată, deoarece nu putem dovedi nici că ipoteza este corectă și nici că este falsă. Mai vreau să spun că dacă în universul real, despre care nu știm nimic, noi cunoaștem doar universul nostru, virtual, dar dacă în universul real există multe civilizații tehnologice și fiecare produce de-a lungul timpului multe universuri virtuale, atunci asta înseamnă că există mai multe lumi virtuale decât lumi fizice, ceea ce face ipoteza universului simulat și mai plauzibilă. Trebuie să sperăm că dacă ipoteza este corectă, atunci această realitate simulată, universul nostru virtual, nu va deveni plictisitoare sau inutilă pentru cei care au creat această simulare. Pentru că atunci s-ar putea întâmpla ca unul dintre ei să scoată supercalculatorul din priză. Dacă sunteți siguri, convinși că nu trăim într-o lume simulată, că realitatea noastră nu este, de fapt, virtuală, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!